Numele invitatului meu de astăzi a fost vehiculat de multe ori în spațiul public ca posibil conducător al executivului României. Vine din zona de strategie de dezvoltare durabilă. Un om cu viziune, mă feresc de termenul oarecum mesianic de vizionar. Are o gândire structurată care face din el un manager înainte de a fi un lider. Doar că proiectul său de management se numește România. Micul producător, clasa de mijloc aflată acum la un insesizabil 2% din totalul populației. Spre comparație, în Germania bate spre 83%, sunt doar doi dintre vectorii de dezvoltare. Bună ziua, sunt Andrei Cristea, bine v-am găsit la Legile Afacerilor la Televiziunea Română. Alături de mine astăzi, într-un moment complicat și aproape de punctul de fierbere pentru România, Călin Georgescu, într-un remake al primei ediții în care l-am avut invitat acum doar câteva luni. Bună ziua, domnule Călin Georgescu, bine ați revenit la Legile Afacerilor, la Televiziunea Națională, într-un moment în care nu doar România, dar lumea întreagă pare a atinge punctul de fierbere. Doar contextualizez un pic. În timpul scurs de la proxima dumneavoastră apariție în această emisiune până acum, haideți să spunem că principalul punct de interes extern este un lucru care vă dă apă la moară discursului. Este alegerea lui Donald Trump în Statele Unite ale Americii, un om antisistem, dumneavoastră spunând că acest lucru are șanse să se întâmple și că lumea merge într-o logică aproape unitară antisisteme, iar apoi vom focusa pe România pentru că mai este o săptămână și sunt alegerile de pe 11 decembrie. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Da, așa este. Donald Trump a intrat în această poziție nu neapărat datorită lui, ci datorită poporului american, care nu-și mai dorește vechiul establishment. Și eu spun că se aud lanțurile căzând. Asta ar fi ideea. Sau lanțurile căzând a unui sistem care nu mai funcționează și nu mai poate să aducă nici pacea de care toți avem nevoie ca să construim ceva. Toți, absolut, toată lumea întreagă are nevoie de pace. Nu mai poate să mai aducă belșug, bunăstare și, în mod special, dincolo de toate astea, evident, dacă repuneți din pace, este siguranța zilei de mâine, siguranța vieții pe care poporul american și cetățeanul american nu o mai vede. Donald Trump a avut o expresie și o viziune care veche poporului american și pe care i-a categoric prin care i-a cucerit, și anume să aducă sau să readucă măreția poporului american. Celebra șapcă roșie, exact. Make America Great Again. Exact. Deci e un fel de John Wayne, știți, ales de poporul american. Ei asta aveau nevoie, de acel vest sălbatic, de acel stick pe care îl înfig și reconstruiesc totul și dezvolt, practic, măreția unei națiuni, care, printre altele, a adus cel mai important concept al democrației. Acum, este și o întoarcere la mari oameni de stat. Ce vor face, o să vedem, evident. Dar la mari oameni de stat, nu neapărat ai Americii, ci ai lumii. Și nominalizez în mod special, evident, pe Thomas Jefferson, care a avut o expresie fulminantă la vremea aceea, și anume că dacă guvernul se teme de cetățeni, este democrație. Dacă cetățenii se tem de guvern, este dictatură. Și este momentul concilierii mari pe pământ american. Este momentul lor de a se regăsi în ceea ce au însemnat strămoșii lor. Dar pe de altă parte, este și un semnal, din punctul meu de vedere, îmi permiteți, de mare atenție pe formula în care această nouă Americă sau readucerea măreției Americii se va întâmpla, pentru că asta înseamnă un impact covârșitor asupra mediului, industriei, tehnologie care trebuie să fie în primul rând curată, nu știm dacă va fi asta, adică sunt multe elemente de semne de întrebare în acest eșafodaj. Însă cert este un lucru precis, s-a votat împotriva sistemului. Ori acest aspect este foarte important de luat în calcul pentru Europa și pentru România în mod special.
a devenit lumea în care trăim impredictibilă. Uitați, numai anul pe care îl încheiem, peste mai puțin de o lună, s-au întâmplat cel puțin două evenimente, mă refer la impact geopolitic global, greu de prevăzut înainte. Și cine spune că le-a prevăzut pe date reale, după părerea mea, încearcă să capitalizeze pe ele și nu face nimic altceva. Mă refer la Brexit și la alegerile lui Donald Trump. Sigur. Sunt două elemente majore ale acestui an, imense, imense. Pe de altă parte, să nu uităm, Anglia este America și viceversa. Anglia, exact cum am spus-o de nenumărate ori și este păcat că media, ce puțin în România, dar nu neapărat în România, am văzut-o și în Europa, transmit acest mesaj că Anglia s-a izolat. Mm-hmm. Nu s-a izolat deloc, Anglia s-a exilat. Știți? Și ea s-a exilat pentru că, știți, când nava ia apă, știi ce ai de făcut, nu? Dacă ia apă, nu, trebuie să te salvezi. Și ea știe ce se întâmplă în viitor. Plus atâta că este mecanismul forte, Londra, al sistemului financiar bancar al lumii. Și dacă ai puțină inteligență, te uiți la cel care este mai tare și care face jocurile, da? Și vezi ce se întâmplă. Păi, în primul rând, Anglia nu s-a integrat niciodată. Pentru că a fost o chestie precisă. Băieți, asta este moneda mea, asta e puterea mea, este viziunea vieții în țara mea. Și eu nu pot să o las. Când voi o să faceți unitate politică, atunci o să ne mai gândim la unitate monetară. Și drept dovadă că nu au făcut-o. Și au speculat. Tot vorbim de axa Washington-Londra-București. Iată că primele două piese din domino au căzut din punct de vedere al establishmentului. Cum bine spuneați dumneavoastră, urmează, vine spre noi? Păi este deja aici, numai că nu se știe încă la nivelul corespunzător. Ea este deja, este prezentă și este o ofertă. Știți cum a fost mereu? A fost și ofertă NATO înainte, ca să facem noi alte chestiuni, nu neapărat penibile, ci de trădare națională, ca acte. Când ne-am dat teritorii pe așa zisul că intrăm cu asta în NATO, gratuit, da? Au mai făcut-o românii gratuit în decursul istoriei și sigur că nu a fost bine, în care ne-am predat fără niciun foc de armă. Dar dincolo de asta, cred că trebuie luat foarte serios în calcul că ea deja este prezentă la noi și este o ofertă pe masă. Uh-huh. Donald Trump, în primul rând, a transmis el însuși mesajul de pace, de consolidare a lumii, să uităm dușmăniile, da? Și să ne apucăm de reconstrucție. Asta a fost mesajul. Și mai mult de atât, domnule, nu vrem război. Că aici este piesa de rezistență. Într-o stare, într-o situație, într-o lume care este plină de dureri și de dureri înăbușite, în care lumea nu este în criză economică și financiară, cum se spune, nu are nicio legătură. Lumea este bolnavă de lăcomie și de trădare. De consumerism. Exact. Și aici sunt două piese importante. Unu, consumul a distrus familia în lume și femeia, mă special, ca stâlpa familiei. Ea este stâlpul familiei, pentru că ea are viziunea, pentru că ea dă naștere la ființa vie care este omul. Și femeia este abuzată foarte mult în lumea asta, ca și copilul. Asta este marea dramă a noastră, acestei lumi. Și doi, că supermarketurile au distrus economia. Sunt două piese fundamentale, consumul și supermarketul. Supermarketul a distrus economia pentru că ne-a scos din rădăcini și ne-a aruncat în vid, știți? Și noi nu mai funcționăm, nu mai avem nicio relație cu natura. Nu mai avem o relație cu noi înșine, pentru că nu mai avem o relație cu viul. Noi doar intrăm ca niște păpuși automate, ca niște mașini, luăm ceva de pe galantare, care, printre altele, mai sunt și nocive corpului nostru, și intrăm cu asta într-un joc. Ne intrăm în supermarket, de acolo, într-un anumită perioadă de timp, intrăm în farmacie și, pe urmă, din farmacie intrăm în industria medicală. În aceste trei, industria alimentară, farma și medicală. Și toate astea trei complotează la ceea ce se numește marea manipulare a sufletelor noastre. Adică este o cacealma perpetuă pe marea scenă deschisă a societăților captive. Iar România este o societate captivă astăzi. Și dacă vrem să fie o societate liberă și noi să fim oameni liberi, așa cum scrie în Biblie
care este destinul omului, să fie liber și independent, atunci trebuie să înțelegem că a venit pentru noi momentul să ardem niște etape care poate să fie chiar de generații. Vreau să vă întreb dacă acest proiect are în acest moment în România mai multe șanse să fie pus cu adevărat în aplicare, să mergem direct pe fondul problemei. Adică să depășim momentul teoretic și să spunem, ok, omul ăsta a venit cu un proiect care presupune pași concreți, care presupune niște borne foarte clare și în timp, și în bani, și în decizie, cum îl lăsăm să-și facă acești pași? Știți, plecăm de la adevărul și de la situația existentă astăzi în lume. Actuala criză, de fapt, este o criză a conștiinței. O criză a conștiinței. Și asta ne aduce, de fapt, în atenție că noi toți trebuie să avem grijă de conștiința noastră. Asta este un prim element. Al doilea este că acest proiect Hrana, Apă, Energie este un proiect, în primul rând, de întoarcere la Hristos. Este un proiect care împuternicește. Ce înseamnă asta? Înseamnă că El tratează oamenii și vreau să-i tratez personal ca, și mă ofer ca și călăuză în acest sens, să-i tratez cu demnitate. Adică eu nu îi dau omului, românului, bani, bogății, pachetul electoral de malai, ulei și zahăr. Adică nu îl învăț să folosească ceea ce îi dau, ci învăț să folosească ceea ce are deja și nu folosește. Sufletul, vocația, măreția, conștiința. Și asta este schimbarea sistemului. Adică nu mai sunt o simplă mașină care mă duc într-un loc și sunt teleghidat, teleportat și mă învârt într-un cer neștiind cine sunt eu. Nu. Ci am măreția de a înțelege ce înseamnă calitatea umană, viața mea ca atare. Deci înainte de a fi un proiect economic, este un proiect al conștiinței umane și al libertății. Este un proiect economic, evident, pur sânge, pentru că vine în întâmpinarea unei situații dure care va fi în lume datorită establishmentului și a sistemului neoliberal care a jefuit planeta, în esență, de resurse. Și unde va fi o criză teribilă de hrană și de apă. Și atunci știu ce se va întâmpla. Și dacă știu ce se va întâmpla, mă uit ce este în țară. Și atunci știu că pot să devin cel mai mare exportator de hrană din Europa, în minim, dacă nu zic din lume, hrană curată, asta este cel mai important lucru, deci nu alimente de umplut burta, chimicale. Am o apă de calitate formidabilă și pot să fiu un net exportator de energie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu am două obiective, să fiu independent energetic și independent alimentar, ceea ce astăzi nu este cazul. Cu peste 85% import de alimente și peste 50% import de energie, n-am cum să fiu independent energetic și nici alimentar. Și atunci mă gândesc ce să fac, care sunt primele măsuri, care prima, evident, este siguranța vieții. Am siguranța vieții pe ce sunt. Fiecare cetățean să fie sigur pe ziua de mâine și atunci poate să gândească, să creeze. Pentru că aici este diferența pe care vreau să o subliniez. Dacă ne victimizăm și ne alegem conducători ca victime, care toată ziua se plâng că nu avem aia, că nu avem bani în general, banii nu sunt problemă. Tu trebuie să fii liber, adică să fii creator, să creezi. Dacă știi să creezi și ai capacitatea asta ca om liber, atunci automat ai toate soluțiile la îndemână. Iar soluțiile practice, ca să vă spun doar câteva, ce înseamnă? Înseamnă să faci un sistem național care să colecteze de la micul producător, de la țăranul român, care îi dai toate, tot ce ai îi dai ca să lucreze și să fie liber, toate produsele. Și după ce acoperi nevoile țării, le exporți. Facilozuri, faci irigații, apa n-ai cum să o iei de la supermarket. Fiecare robinet din această țară trebuie să curgă apă bună de băut. Apă limpede, cristal, de munte. Deci nu ai de ce să te duci să cumperi apă și mai ales în peturi de plastic. Trebuie să faci o rețea de cișmele în toată țara. Așa cum faci rețea de colectare, așa cum faci silozuri. Trebuie să faci rețea de apă în care lumea să aibă siguranța că are apă și nu trebuie să o cumpere. Este dreptul omului fundamental.
cum să cumpăr eu apa? Adică îmi cumpăr resursa pe care mi-a dat-o mie țara și mi-a dat-o de fapt Dumnezeu, la care eu trebuie să mă raportez și să înțeleg că ce mi-a dat trebuie să prezerv. Deci nu pot să transform ceea ce mi-a dat natura pe gratis în bani. Că atunci intru într-un conflict cu mine însumi și asta se întâmplă nu doar în România, ci peste tot. Apoi mă gândesc ce pot să fac la nivelul energetic. Am energie regenerabilă și fac un offshore la Constanța. Ați înțeles? Că eu zic că portul Constanței e mult mai important decât aeroportul Otopeni. Înțeles? Și de aici fac o bursă a energiei dacă este nevoie la Constanța. Fac o bursă a grâului la Brăila. Și fac pe oamenii ăia să se raporteze că sunt în Japonia, că sunt în America. Dom'le, ce facem cu dacă nu știm ce au fac România acolo? Am încurcat bornanele. Niște hub-uri, ziceți absolut, dumneavoastră, da? Absolut. Deci fac proiecte mari, uriașe. Aduc bănci românești și mă implic în chestiunea asta. Nu pot să las să fie 90% bănci străine în România, că ăla nu o să ajute niciodată nimic aici din capitalul intern. Trebuie să am bănci românești ca să se întâmple chestiunea asta. Deci am niște acțiuni și pot să aduc niște acțiuni practice și proiectul aduce niște acțiuni practice pentru că se identifică cu resursele țării. Știi ce înseamnă să fii bogat? Înseamnă să-ți prezervi resursele naturale, nu să le înstrăinezi. Că de aici vine marea problemă. Noi nu avem stabilitate și predictibilitate pentru că nu avem o viziune mare și nu avem o ordine a priorităților. Deci conchid că proiectul aduce viziune pe termen lung și ordonează prioritățile. Aș vrea să vorbim un pic despre două categorii care și economic înseamnă motoarele oricărei societăți. S-a vorbit foarte mult în America și aici se pare că s-au dat peste cap rezultatele care nu îi dădeau lui Trump nicio șansă, ci și îi dădeau lui Hillary Clinton și s-a făcut acel switch off, în sensul în care nu au fost anticipate rezultatele clasei mijlocii. Se spunea că middle class-ul, cea pe care s-a fondat America, și pentru este foarte importantă pentru că acolo generează creștere economică, va vota cu Hillary. Se pare că nu s-a întâmplat chiar așa. Asta este una. Și doi, este vorba despre tineri. Haideți să aducem în România discuția asta, pentru că, într-adevăr, pe middle class se poate construi, se poate capitaliza, iar tinerii trebuie cumva convinși să rămână aici. Foarte bună. Excepțional de bună poziție. În primul rând, clasa de mijloc în România a fost distrusă și ea reprezintă baza și formarea oricărei societăți. Luați în calcul că Germania are peste 95% clasă de mijloc și în România discutăm de 2% clasă de mijloc. Deci clasa de mijloc reprezintă forma de catapultare. Da? Ori aici este esențial de spus, vedeți că românii nu mai sunt bine veniți pe piața românească. Triumfă aici, practic, legea colonizării. Adică triumfă legea dobânzii, da? Și a datoriei, de fapt, peste legea suveranității și independenței naționale. Acest este fundamental greșit. Ori clasa de mijloc trebuie să-și revină. Cum? Prin micul producător. Prin ceea ce am spus în acest proiect, hrană, apă, energie, înseamnă să declanșeze operațiunea micului producător, a micii proprietăți, a distribuției largi a proprietății și nu să am un hectar și altul să aibă 100 de mii de hectare. Nu poți să faci asta. Și altul acela de preferință dacă ar putea să nu fie străin. Exact. Despre asta este vorba. Deci trebuie să investești. De ce? Pentru că în inteligența românească și în noi înșine să ne regăsim între noi, pentru că altfel economia astăzi nu ne mai aparține. Asta este marea problemă. Ori peste 60% din economia românească aparține astăzi străinilor. Și asta nu se poate. Și nu numai că aparține, ci pozițiile cheie aparțin altora și nu poporului român. Asta iar pe banii pleacă din România. Pleacă în fiecare zi. Și aici, de fapt, este esența proiectului, dacă îmi permiteți. Proiectul cheamă la pace. Atât societatea civilă, cât și clasa politică. Fără pace nu o să putem construi nimic. Și asta este și mesajul în lume. Într-o lume, cum spuneam, dezbinată, în care fiecare caută să-și impună adevărul pe fondul că celălalt a greșit. Și asta nu se va duce niciodată la o chestie bună. Deci ne trebuie pace, ne trebuie să ajungem la un moment egal cu zero, de la care să pornim, să înțelegem, bun, ne-am demonstrat că s-au judecat, s-au găsit și vinovații, au și fost pedepsiți. S-au declasificat dosarele revoluției. Nu trebuie să mai răscolim atâta morții, pentru că pierdem ca neam. Și pierdem, în primul rând, startul într-un proces care se anunță, exact ce a spus dumneavoastră la început. Brexit-ul,
alegerile în America sunt demonstrații precise, fundamentale, că lumea se schimbă. Ori noi dacă rămânem îndoctrinați în dogme și paradigme, nu neapărat în corupție, subliniez, nu asta e problema, ci dogma, atunci nu vom ajunge nicăieri. Deci mesajul nu este de pace, de înțelegere, să tragem linie și să începem reconstrucția țării. Domnule Călin Georgescu, spuneați la început și făceați o parabolă. Haideți să spunem că lumea este, apropo de Brexit și de Trump, haideți să spunem că lumea este lumea așa cum o știm noi și lumea așa cum a clădit-o establishmentul, este în acest moment Titanicul care se cam duce la fund. Momentul este însă acesta pentru că, din păcate, încă ne facem că auzim pianul cum cântă pe punte. Știți că așa era. Corect. Una din dramele sau din tragediile pe care conștiința umană le percepe astfel. Noi încă auzim muzica pe punte, fără să ne dăm seama că dedesubt, etaj după etaj, icebergul a mâncat. Da, și mai era o expresie spusă de un tip de la CIA. Zice, domne, cu ce este în stânga, cu manipularea din partea stângă, uităm că în dreapta stă un portavion de lansatoare. Imensă și lângă noi. Da, așa este. Și e total de acord cu dumneavoastră. Adică noi nu înțelegem cum funcționează lumea și cum funcționează, în primul rând, viața. Viața cum funcționează. Ce înțelegem din... Adică cine suntem noi? Care e misiunea noastră pe această planetă? În viață, cum am ajuns? De ce am ajuns astăzi în viață noi, înșine? Adică este o chestiune simplă. Sunt aici doar ca să mă duc la un job, să-mi iau un salariu, să intru în supermarket, să mă uit la o media care sigur nu mi-aduce nimica util și în general să văd toată această publicitate, de ce mai multe ori groaznic de pornografică și care îmi induce mesaje subliminale de ceea ce înseamnă familia ideală, concediu ideal, femeia ideală. Casa și de aici ideală. Se distrug casa ideală, mașina ideală, toate astea nu fac decât mâncarea să mă ideală. Scoată din cine sunt eu. Ori noi avem un bagaj uriaș de spiritualitate ca popor și aici trebuie să ne întoarcem cu toții. Să ajungem iarăși la ceea ce am fost și mai mult decât atât, adică suntem ceea ce suntem, așa spunea Petru Arăș, domnitorul Petru Arăș. Îmi doresc ca peste câteva zile să avem parte, sper din tot sufletul, pentru că eu, generația mea, a tot auzit că e momente zero, că să ne restartăm și așa mai departe. Îmi doresc ca peste câteva zile numele noastră să facă parte din acest val care va aduce de zero. Știu că în adâncul sufletului noastră și acțiunile noastre conduc tot în această direcție. Nu-mi rămâne decât să sper că această emisiune a fost una dintre ultimele cărămizi care vor duce societatea acolo unde știu că vă doriți. Eu vă mulțumesc. Eu mă ofer să călăuzesc poporul român pe acest drum al libertății, al vieții demne și nu rămân decât să le spun tuturor, folosiți-mă. Alături de mine, astăzi, Călin Georgescu, la Legile Afacerilor. Mulțumesc frumos!